ziua, domnul europarlamentar Siegfried Mureșan, vicepreședinte al grupului Partidului Popular European din Parlamentul European, este invitatul meu de astăzi la Puterea Știrilor. Bună ziua, domnule Siegfried Mureșan, și vă mulțumesc că ați revenit în studioul nostru. Bună ziua, mă bucur să vă reîntâlnesc. Au avut loc schimbări majore la nivel european. Avem un nou președinte al Parlamentului European în persoana domnului David Maria Sassoli și un nou președinte al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Cum vi se par dumneavoastră cele două schimbări, cum spuneam, majore? Îmi aduc aminte când am discutat înainte de alegerile europarlamentare și vă spuneam următorul lucru atunci. Vă spuneam că Partidul Popular European va câștiga alegerile europarlamentare la nivel european. Vă spuneam că și că noi, Partidul Național Liberal, vom câștiga alegerile în România și vă mai spuneam așa. Vom câștiga alegerile, dar vom suferi ceva pierderi față de ultimul mandat. Socialiștii europeni vor suferi și ei pierderi chiar mai mari decât noi și asta înseamnă că popularii și socialiștii europeni împreună nu vom mai avea majoritate absolută în noul Parlament European cum a fost în cel vechi, ci va trebui să negociem cu încă unul, poate doi parteneri de coaliție pentru a avea o majoritate stabilă, largă, pro-europeană. Și exact asta s-a întâmplat la alegerile europarlamentare. PPE a câștigat, dar noi împreună cu socialiștii europeni nu mai avem majoritate, ca atare negocierile pentru găsirea unei majorități au fost mai complicate decât data trecută. Și pachetul cu pozițiile cheie care a rezultat este un pachet bun. Nu este pachetul ideal din punctul nostru de vedere, căci noi am mers în fața oamenilor în campania electorală și am spus oamenilor: avem un candidat pentru poziția de președinte al Comisiei Europene, noi, Partidul Popular European, în persoana domnului Manfred Weber. Am câștigat alegerile și firesc că ar fi fost ca el să devină președinte al Comisiei Europene. Însă a fost atacat din toate părțile, în special de președintele Macron. Într-un final dânsul a renunțat. Exact, în special de președintele Macron și de către socialiștii europeni, care împreună au pus sub semnul întrebării candidatura domnului Manfred Weber, și de aceea compromisul la care s-a ajuns este acela că Partidul Popular European deține în continuare președinția Comisiei Europene, care este de departe cea mai importantă poziție, însă ocupantul este ministrul afacerilor externe din Germania, doamna Ursula von der Leyen, și nu candidatul nostru. De aceea spun că este un pachet bun, dar nu ideal, că ideal și corect ar fi fost ca cel care a făcut campanie și a câștigat alegerile să și primească trofeul cel mare. Practic, Estul a rămas fără poziții de conducere. Asta e cu adevărat. Încă, pentru că o avem pe doamna Chioveși pentru parchetul european. Ce șanse mai aude? Vă răspund cu doamna Chioveși, dar ați spus, când ați început cu Estul, ați spus ceva cu adevărat important. Până acum, președintele Consiliului European este polonez, Donald Tusk, din estul continentului. Acum, din păcate, în negocierile pentru toate pozițiile cheie, niciun candidat din țări noi membri din Uniunea Europeană nu a fost desemnat. Nici președinte al Comisiei Europene, nici al Consiliului European, nici înalt reprezentant pentru politică externă, nici prim-vicepreședinte al Comisiei Europene. A existat însă o înțelegere și e important ca urmăritorii noștri să știe, marți în Consiliul European. S-a spus așa: în prima jumătate a legislaturii, președinte al Parlamentului European să fie un candidat din noile state membre ale Uniunii Europene, de la socialiști, și în a doua jumătate de la PPE. Și socialiștii au căutat un candidat dintr-o țară din estul Europei și primul candidat asupra căruia s-a oprit a fost Serghei Stanișev, fost prim-ministru al Bulgariei. Numai că după ce spui fost prim-ministru al Bulgariei, mai trebuie știm să spui... are câteva probleme. Mai trebuie chiar să și spui că are câteva probleme, mai trebuie să și spui că a făcut studii la Moscova, mai trebuie să și spui că este fiul unui fost membru al biroului politic al Partidului Comunist Bulgar. Deci, practic, o șansă, a plecat cu o șansă minus. A plecat cu o șansă minus și socialiștii europeni au spus nu-l vom alege. Și s-a căutat un alt candidat din estul Europei, socialist, europarlamentar socialist, pentru poziția de președinte al Parlamentului European și nu s-a găsit niciunul. Și vă spun foarte clar, mai seara, dacă PSD-ul ar fi avut vreo urmă de credibilitate la nivel european și un europarlamentar cât de cât competent, credibil, cunoscut și apreciat ar fi dat președintele Parlamentului European pentru următorii 2 ani jumate, nu s-a găsit niciun europarlamentar cu experiență, credibil, cunoscut,
din Europa de Est candidat? Și PSD-ul nu a avut niciun candidat, nici măcar nu s-a luat în discuție în grupul socialiștilor eventualitatea ca un PSD să ocupe poziția de președinte al Parlamentului European datorită lipsei de credibilitate a PSD-ului. S-au discutat diferite variante de europarlamentari bulgari, întâi fostul premier Stanișev, altele după aceea maghiari, s-au mai uitat în rest și la alte țări, dar nu au avut, datorită trăznăilor făcute de guvernele PSD-al din ultimii 2 ani jumate, nu au avut deloc în vedere să numească un PSD-ist. Iar faptul că România putea obține, tocmai fiindcă nu s-au obținut celelalte poziții pentru Europa de Est, că România ar fi putut obține președintele Parlamentului European acum, era în sine un lucru foarte bun. Din păcate, PSD-ul a ratat această oportunitate. Pentru a vă răspunde întrebările dumneavoastră legate de doamna Căveși, fiindcă ați spus foarte bine, până acum, pe toate aceste poziții, nu e niciun candidat în Europa de Est. Ce facem la Procurorul European? Punem pe cineva unde avem în Europa un candidat de Est acolo. Exact, unde avem un candidat. Chiar din România. Care e din România și care a fost desemnat câștigător al procedurii din comitetul de selecție format din 12 judecători, procurori, experți europeni din mai multe țări și care a fost de asemenea desemnată candidatul Parlamentului European pentru poziția de procuror șef european, ca urmare a unei proceduri democratice și transparente. Ne aducem cu toții aminte, a fost o audiere în comisiile LIBE și în Comisia pentru Control Buget, au fost voturi transparente, ne aducem aminte și când doamna Grapini a încercat să fugă cu voturile. Deci, practic, să înțelegem că rămâne ceea ce s-a stabilit în vechiul Parlament European, chiar dacă acum noul... Da, da, exact, aveți dreptate. Deci, vechiul Parlament European a stabilit foarte clar, ca urmare a unei audieri și a două runde de voturi, nu se va relua votul, că Parlamentul European are un singur candidat pentru poziția de procuror șef european, și anume pe doamna Laura Codruța Căveși. Și vă spun acum că poziția Parlamentului European după alegeri rămâne exact aceeași cu procedura dinainte de alegeri, deoarece în Parlamentul European toate procesele legislative sau nelegislative de numiri începute înainte de alegeri continuă după alegeri exact de unde s-au reluat. Adică nu vine un Parlament European nou și îngroapă tot ce a decis cel vechi. Și în procesul legislativ sunt legi care au fost adoptate la nivelul comisiilor de specialitate înainte de alegeri. Am mers în campanie, am făcut campanie și acum se adoptă în plen pe baza a ceea ce s-a adoptat în comisiile de specialitate. Deci doamna Căveși are același suport, sprijin puternic din partea Parlamentului European. În plus, are două aturi acum. 1. Franța a obținut conducerea Băncii Centrale Europene. Aceasta a fost prioritatea președintelui Macron, deci Franța este deja reprezentată la nivelul pozițiilor de top. Prioritatea Franței nu mai este în momentul de față poziția de procuror șef european. Acesta este primul atu al doamnei Căveși și cel de-al doilea atu al doamnei Căveși este faptul că țările din estul Europei nu au primit până acum nicio poziție de top în Uniunea Europeană, deci e clar că e rândul nostru, avem un candidat bine pregătit, cer Consiliului să urmeze cât mai rapid recomandarea Parlamentului și a Comitetului de Experți Independenți și să treacă la desemnarea doamnei Căveși drept primul procuror șef european. Deci, practic, ce urmează? Care sunt procedurile din clipa aceasta? Noi, Parlamentul European, suntem acum în etapa de constituire. Imediat ce se finalizează etapa de constituire, săptămâna viitoare se constituie comisiile de specialitate, se aleg președinții și vicepreședinții comisiilor de specialitate. Imediat după aceea avem echipa de negociatori din partea noastră formată, președintele Comisiei LIBE, președintele Comisiei pentru Control Bugetar și vicepreședintele Comisiei LIBE și aceștia sunt dispuși să negocieze cu Consiliul. Am avut 6 luni de zile președinția română, asta ar trebui să fie o șansă pentru noi, dar cu Tudorel Toader la conducerea Consiliului Miniștrilor de Justiție n-a fost o șansă pentru doamna Căveși. Acum avem o președinție finlandeză de la care mă aștept să pun acest dosar rapid pe masa Consiliului, să se reia negocierile dintre Consiliu și Parlament. Sper că finlandezii să nu întârzie, să nu saboteze acest dosar și nu mă aștept să o facă, nu mă aștept să-l saboteze. Dumneavoastră, din ce comisii veți face parte în noul mandat și, practic, ce vă propuneți să realizați în acest nou mandat? Voi face parte exact din comisiile din care am făcut parte și în primul mandat, fiindcă, pentru ca România să obțină lucruri importante pe plan european, are nevoie de continuitate. Pentru a putea influența în bine deciziile europene, pentru a le putea influența în favoarea României, avem nevoie de continuitate, de aceea eu voi merge și în acest al doilea mandat
în aceleași comisii în care am fost în primul mandat, și anume Comisia pentru Bugete și Comisia pentru Afaceri Economice și Monetare. Comisia pentru Bugete este locul în care se decid toate fondurile europene care sunt alocate României și, așa cum am promis în campania electorală, mergem pentru a ne lupta pentru creșterea subvenției la hectare pentru fermierii din România, pentru fondurile pentru construcția de autostrăzi, renovarea liniilor ferate, reabilitări de drumuri, reabilitări termice de blocuri, fonduri europene pentru studenți, pentru burse Erasmus, pentru cercetătorii din România, cât mai multe fonduri și în condiții cât mai clare, simple, predictibile, reducerea birocrației la absorpția de fonduri europene, și ne vom apuca de treabă imediat, deoarece bugetul Uniunii Europene funcționează mereu pe perioade de 7 ani de zile. Avem acum perioada 2014-2020. Și imediat acum, după alegerile europarlamentare, trebuie să ne apucăm de treabă pentru a decide bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2021-2027. Și trebuie să-l decidem cât mai repede, pentru ca beneficiarii de fonduri europene să știe din timp câți bani vin, pe ce proiecte și în ce condiții, ca să fie pregătiți. Primari, acum depinde de consilii și județene. Cât vrem să absorbem din fondurile astea europene, că am văzut că tot e o problemă. Aveți dreptate. Avem fonduri europene, dar nu prea le absorbim. Întârzierile se datorează mai multor factori. În primul rând, absorpția în momentul de față este bună acolo unde avem primari și președinți de consilii județene competenți, oameni gospodari. Absorpția proastă este la nivelul guvernului. De 2 ani jumate, guvernele PSD-ALDE nu au depus la Comisia Europeană niciun mare proiect de infrastructură pe fonduri europene. Nu au depus autostrada Comarnic-Brașov, nu au depus autostrada Pitești-Sibiu, nu au depus autostrada Moldovei, deși sunt fonduri europene pentru studiul de fezabilitate, după cum a spus chiar fostul comisar european Corina Crețu. Nu au depus podul peste Dunăre de la Brăila, de pe urma căruia ar beneficia tot sud-estul României, inclusiv Dobrogea. Banii sunt acolo, dar guvernul nu e capabil să-i absoarbă. Vestea bună e că acolo unde avem primari și președinți de consilii județene, banii vin. La Timișoara, de exemplu, primarul liberal Nicolae Robu a depus proiecte europene de 450 de milioane de euro în ultimul an, în timp ce la Focșan primarul PSD-ist a absorbit 2000 de euro. Unde se și vede, adică vorbim Diferența se vede. Uitați-vă la Oradea, uitați-vă la Cluj, la Arad, la Timișoara, la Alba Iulia, la Brașov, la Sibiu, unde nu este un primar al nostru, este un primar de la Forumul German, dar în toate celelalte orașe sunt primari liberali care au absorbit fonduri europene și au schimbat fața orașelor. Ba mai mult, avem o gaură mai nouă, descoperită în buget, despre care nu prea s-a vorbit. 7 miliarde de lei, gaură în bugetul țării. Se mai poate face ceva în momentul acesta? Riscăm o criză. Adevărul este următorul. De 2 ani de zile Comisia Europeană spune ministrului Teodorovici următorul lucru. Deficitul este prea mare, deci pe drumul greșit, încasările la buget scad, cheltuielile cresc, deficitul crește, datoria publică crește, nu se investește, ci s-a pumpat tot un consum în măsuri populiste care nu sunt sustenabile. Azi ni se dă cu o mână, mâine ni se ia cu două mâini. Inflația crește, în urmă cu 2 ani jumate, România avea 0% rata inflației. Acum suntem țara europeană cu cea mai mare rata inflației, peste 4%. Deci cumpărăm de la lună la lună, cu aceeași sumă de bani, tot mai puține lucruri când mergem la alimentare. E clar că guvernul PSD-ALDE gestionează economia României în așa fel încât o criză pare că este inevitabilă dacă nu se schimbă rapid direcția în care mergem. Nu absorb fonduri europene la nivel guvernamental. Cum am spus, deficitul este în creștere, aveți dreptate, lipsesc bani și mai mult decât atât, nu spun oamenilor adevărul. Cifrele pe care ni le prezintă sunt mereu prea optimiste. În timp ce ei vorbeau de 5% creștere economică, Comisia Europeană, Fondul Monetar European au tras deja de 6 luni de zile semnale de alarmă și au spus că creșterea economică nu va fi mai mult de 3%. De aceea vă spun foarte clar, pentru a nu risca o intrare în criză, avem nevoie de o schimbare cât mai rapidă de direcție. Cred că actualul guvern nu o poate face. De aceea ne-am venit cu o moțiune de cenzură în luna iunie, pentru a schimba guvernul țării și a schimba direcția în care se conduce economia țării. Avem nevoie de un guvern capabil să absorbă fondurile europene, capabil să câștige încrederea investitorilor privați. Anul trecut au modificat codul fiscal de 236 de ori.
Asta afectează pe orice investitor privat, român sau străin, mic sau mare. Dar afectează cel mai mult pe investitorul mic român, pe IMM-ul mic, care nu-și poate angaja 20 de consultanți financiari care să-l ajute prin hățișul modificărilor de la codul fiscal. Avem nevoie de un guvern care să sprijine dezvoltarea economică, să construiască infrastructură, să nu investească în măsuri populiste. Orice lună pe care acest guvern o petrece la Palatul Victoria este o lună pe care o petrece cu ambele mâini în buzunarele noastre și va crește factura pe care românii vor trebui, din păcate, să o deconteze. Ați amintit de moțiunea de cenzură. Mm-hmm. Intenționează opoziția să lanseze o altă moțiune de cenzură? Toate la timpul lor. Când am avut o intenție clară, fermă și un plan, l-am anunțat mereu în mod transparent, am folosit mereu oportunitățile pe care le-am avut ca opoziție de a împiedica măsuri greșite luate de guvern, fie că au fost în justiție, fie că au fost în domeniul economic, și am inițiat moțiune de cenzură în fiecare din ultimele sesiuni parlamentare, după cum ați văzut, dar nu putem vorbi acum despre o moțiune în următoarea sesiune, când sesiunea nici măcar nu a început. Vestea bună este că sprijinul acestui guvern a fost tot mai mic, încă nu am avut o majoritate la ultima moțiune, s-a văzut, dar am avut un număr de voturi mult mai mare decât la moțiunea anterioară. A fost susținută chiar și de UDMR, unde... A fost susținută deschis, la vedere, declarativ și prin vot de UDMR, care a fost un lucru bun. Se știa că UDMR-ul mereu era cu... Care a fost un lucru bun și de aceea am apreciat acel gest al UDMR-ului. Dar, repet, nu putem vorbi despre ce vom face în următoarea sesiune, când sesiunea nici măcar nu a început. Vom stabili prioritățile noastre pentru următoarea sesiune parlamentară la începutul ei, și anume la începutul lunii septembrie. Intenționați să vă implicați în activitatea delegației Parlamentului European în Comisia de Asociere a Uniunii Europene Republica Moldova? Da, categoric. Am fost membru în delegația Parlamentului European cu Republica Moldova și în prima legislatură. Am ales să merg în delegația cu Republica Moldova, nu în delegația cu Australia, Canada, Statele Unite sau alte țări care poate ar putea suna tentant, fiindcă acolo trăiesc români, la fel ca noi, și opinia mea este că avem obligația să dăm românilor basarabeni aceeași perspectivă de a trăi în stabilitate și în prosperitate cum au și românii din granițele țării. Deci da, voi merge din nou în delegația Parlamentului European cu Republica Moldova și am fost chiar săptămâna trecută într-o vizită oficială a Parlamentului European la Chișinău. Am fost 3 europarlamentari de la 3 grupuri politice. Eu am fost desemnat din partea Partidului Popular European. Ne-am întâlnit cu noul prim-ministru al Republicii Moldova, Maia Sandu, care este cel mai reformist prim-ministru pe care l-a avut Republica Moldova de la desprinderea de URSS. Este un prim-ministru pro-european și este o mare șansă pentru Republica Moldova, pentru apropierea dintre Republica Moldova și România și pentru parcursul european al Republicii Moldova. Și este foarte bine că prima vizită a Maiei Sandu a fost efectuată în România, tocmai ca semn al apropierii dintre Republica Moldova și România. Și vă spun că în ultimii 2 ani de zile, Uniunea Europeană a pierdut încrederea în guvernul anterior al Republicii Moldova datorită încălcării angajamentelor față de Uniunea Europeană. Și Uniunea Europeană a dorit în ultimii 2 ani de zile să acorde Republicii Moldova 100 de milioane de euro sprijin financiar. Însă guvernul anterior, din păcate, nu a îndeplinit condițiile pentru ca acești bani să poată veni. Mai mult decât atât, a modificat legislația electorală în contra avizului Comisiei de la Veneția în plină campanie electorală, nu a recunoscut rezultatul alegerilor libere și democratice pentru primăria municipiului Chișinău, fiindcă acele alegeri au fost câștigate de candidatul opoziției, nu le-a plăcut câștigătorul, ca atare nu au recunoscut rezultatul alegerilor. Deci o mulțime de lucruri rele care au dus la pierderea încrederii Uniunii Europene în acel guvern și banii, din păcate, bani pe care Uniunea Europeană i-a avea la dispoziție, banii, din păcate, nu au putut ajunge la cetățenii Republicii Moldova. Acum vă spun foarte clar că după întâlnirea lungă, detaliată, de o oră jumate pe care am avut-o cu premierul Maia Sandu, sunt încrezător că cele 100 de milioane de euro pe care Uniunea Europeană dorește să le acorde Republicii Moldova pot ajunge în cel mai scurt timp la Chișinău, și vă spun că guvernul anterior nu a fost capabil să absoarbă nici măcar una din cele 3 tranșe în 2 ani de zile. Guvernul Maia Sandu cred că poate absorbi toate cele 3 tranșe într-un singur an de zile, dacă este lăsat să-și facă treaba. Spuneați de parcursul european al Republicii Moldova. Cum veți sprijini acest parcurs european al Republicii Moldova din Parlamentul European?
Păi, în primul rând, cu fondurile europene. Republica Moldova a realocat 746 de milioane de euro fonduri europene pentru perioada 2014-2020. Bani nerambursabili, bani care merg direct în proiecte. În plus, mereu când guvernul are nevoie de bani, suntem pregătiți să ajutăm în plus, fie cu fonduri nerambursabile, fie cu împrumuturi, cum este această 100 de milioane de euro. Deci, imediat acum, după alegeri, când vor începe negocierile pentru viitorul buget european, eu voi spune în Parlamentul European următorul lucru. Trebuie să alocăm fonduri acolo unde e nevoie, în interiorul Uniunii Europene, după cum v-am spus, fermieri, studenți, cercetători, autostrăzi, căi ferate, dar voi spune în Parlamentul European și următorul lucru. Să nu uităm de statele din vecinătatea imediată a Uniunii Europene, în special de statele care doresc o apropiere de Uniunea Europeană și în capul listei mele, evident, va fi Republica Moldova. Deci vă spun că ne propunem ca în următorii 7 ani de zile Republica Moldova să primească și mai multe fonduri europene decât aceste 746 de milioane pe care le are în acești 7 ani de zile. Este o decizie care se va lua în Comisia pentru Bugete a Parlamentului European în care eu lucrez și în care mă voi implica în mod direct. Spuneați de vizita pe care ați avut-o în Republica Moldova săptămâna trecută, unde v-ați întâlnit cu premierul Maia Sandu. Considerați că prezența mass mediei românești în Republica Moldova este la un nivel satisfăcător acum? Ați fost acolo, ați văzut De fiecare dată când am fost, m-am întâlnit cu jurnaliști de foarte bună calitate în Republica Moldova. Mulți români basarabeni, dar și jurnaliști români de partea aceasta Prutului care au ales să meargă să lucreze în Republica Moldova și acesta este un lucru... Și acesta este un lucru foarte bun. Dar mi-aduc și aminte că în anul 2016 am fost membru al misiunii de observare a alegerilor prezidențiale din partea Parlamentului European. Și mi-aduc aminte că una din marile probleme atunci a constituit-o spațiul media din Republica Moldova și anume lipsa de transparență în ceea ce privește acționariatul, în ceea ce privește redacțiile, nu se știa exact cine sunt jurnaliștii și așa mai departe. Și asta, evident, duce la creșterea riscului propagandei, dezinformării, apariției știrilor false. Mi-aduc aminte că în campania pentru alegerile prezidențiale din anul 2016 s-au spus multe lucruri incorrecte, neadevărate despre candidatul Maia Sandu la alegerile prezidențiale de atunci. Deci e clar că spațiul media din Republica Moldova în ansamblu are nevoie de un nou cod al audiovizualului care să ducă la mai multă transparență, la o separare mai clară între media, politic și sectorul de afaceri, la o transparentizare, la o relație corectă, astfel încât fiecare parte să-și poată îndeplini rolul din societate. Acestea sunt modificări de care spațiul media din Republica Moldova are indiscutabil nevoie. Dar, repet, în spațiul media din Moldova lucrează foarte mulți jurnaliști de foarte bună calitate și de fiecare dată când am fost acolo m-am întâlnit cu ei și mi-a făcut plăcere și își fac treaba într-un mod ireproșabil. De altfel, premierul Maia Sandu a ajuns și la București, a avut câteva întâlniri, chiar și cu președintele Klaus Iohannis. Cum s-au văzut aceste întâlniri? Păi vă spun sincer că eu personal am apreciat extrem de mult faptul că președintele României a venit special de la Bruxelles la București între două reuniuni ale Consiliului European pentru a se întâlni cu premierul Maia Sandu. Am apreciat foarte mult acest lucru și nici măcar nu cred că a fost reflectată poate suficient în spațiul media din România. Duminică, președintele României s-a deplasat la Bruxelles, unde a început un summit foarte greu pentru desemnarea președinților instituțiilor europene acum după alegerile europarlamentare. S-a negociat de duminică după amiază până luni la ora 12 la amiază, fără pauză, toată noaptea și negocierile s-au reluat marți la amiază. Și președintele României, între luni la amiază și marți la amiază, a zburat la București doar pentru a se întâlni cu premierul Republicii Moldova și s-a întors după aceea la Bruxelles și vă spun sincer că a fost lucru pe care eu l-am apreciat foarte mult și sunt sigur că și premierul Republicii Moldova l-a apreciat. Faptul că dumneaei a ales să facă prima vizită la București arată că își dorește o relație foarte strânsă între Republica Moldova și România și arată că înțelege următorul lucru. Maia Sandu înțelege faptul că pentru a putea face pași spre Uniunea Europeană,
Republica Moldova are nevoie de un partener real la București. Președintele Iohannis este oricum un astfel de partener, dar și guvernul trebuie să fie un astfel de partener. Ministrii guvernului, în reuniunile pe care le au cu alți miniștri de externe, cu ministrii afacerilor europene, cu ministrii infrastructurii, ai energiei, trebuie să pună temele legate de Republica Moldova pe agenda și trebuie să spună Uniunii Europene, iată, acestea sunt problemele din Republica Moldova, așa putem ajuta concret acum. Deci pentru a duce Republica Moldova cât mai repede, cât mai aproape de Uniunea Europeană, avem nevoie de un guvern credibil pe plan european, guvern al României credibil pe plan european. Dar ce șanse există acum ca Republica Moldova să intre în Uniunea Europeană? Adevărul este următorul și trebuie să spunem oamenilor. În momentul de față, Republica Moldova nu este pregătită pentru aderarea la Uniunea Europeană. Deci dacă am vorbit acum despre aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, am păcălit oamenii. Oricine spune acum că... Oricine discută acum despre aderare rapidă a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, vinde oamenilor iluzii. Lucrul cel mai bun pe care îl putem face este să ajutăm procesul de reformare și de modernizare a Republicii Moldova. Justiție, reforma administrației publice, legea electorală, punerea ei în acordul Comisiei de la Veneția, căci guvernul anterior a violat-o, construcția infrastructurii, drumurilor, spitalelor, școlilor și Uniunea Europeană, după cum v-am spus, ajută aici. Anul trecut am condus o delegație a Comisiei pentru Bugete a Parlamentului European în Republica Moldova, unde am evaluat cum sunt folosite fondurile europene. Am vizitat un centru de investigații criminalistice construit de la zero cu 4 milioane de euro fonduri europene. Am văzut cum cu doar 180.000 de euro fonduri europene s-a extins un centru medical, s-au construit 5 noi unități, încât oamenii își puteau face în orașul lor mai repede și mai sigur controle și analize, nu trebuiau să meargă la Chișinău. Am văzut școli în care s-au instalat centrale noi, moderne, pe biomasă de încălzire a școlilor, încât copiii în Republica Moldova învață acum, datorită sprijinului european, în școli, în clase încălzite și în aer curat. Iarna înainte erau clase încălzite cu sobe pe cărbuni și copiii învățau în frig și praf. Ce încerc să vă spun este că ajutorul dinspre Uniunea Europeană spre Republica Moldova este concret, trebuie promovat mai bine de Uniunea Europeană, trebuie să ajutăm și noi România, pentru ca românii basarabeni să nu mai cadă pradă populismului când vine câte un politician prorus și le spune, știi, Uniunea Europeană înseamnă doar vorbe pe termen lung și Republica și Federația Rusă ajută. Oamenii trebuie să știe să spună nu. Dar avem nevoie și de un guvern al României care să vrea să ajute în mod real Republica Moldova. Vă așteptați acum cu noul executiv al Republicii Moldova să existe o apropiere mai mare între țara noastră și Republica Moldova? Avem acum cele mai bune premise pentru apropierea Republicii Moldova de România, fiindcă avem la Chișinău un premier pro-european care știe că drumul spre Europa pentru Republica Moldova duce numai pe la București. Dar avem nevoie și de un guvern credibil, cunoscut și apreciat în Europa la București pentru a putea ajuta într-adevăr Republica Moldova. Eu cred că relațiile vor fi mai bune, mai apropiate, bazate pe mai multă onestitate și pe mai multă încredere cu premierul Maia Sandu decât au fost cu predecesorul său. Domnule Siegfried Mureșan, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă doresc mult succes în noul mandat. Mulțumesc, toate cele bune, la revedere! Mulțumesc.